Julio. Prieteni pescari și bine v-am regăsit la o nouă încercare de a prinde păstrăv înainte de sfârșitul sezonului pe Târnava Mare. Ieri, după cum ați văzut în prima partidă, nu am reușit mare lucru, de fapt nu am avut nicio urmărire. Acum am schimbat puțin locul, apa pare să fie mai bună, sunt puțin mai în aval de unde începe zona și să sperăm. Totuși să nu mă lase cu impresia că am venit până aici fără să nu am rezultate. Până la urmă, chiar dacă nu o să prind experiența, o să o împărtășesc cu dumneavoastră. Spune că partida de ieri n-a fost un mare succes, dar să nu mă lase cu impresia că pe râul faimos nu se prinde pește. Haideți să vedem ce puteți face. După cum bine știți, pe râul acesta, pe tronsonul acesta de râu, este o zonă catch and release, așa că voi folosi lige de barbetate, mincioc, tot ce cere regulamentul. Da? Numai să prind și un pește. Tocmai ce am văzut o răptală pe apă. Poate avem noroc să scoatem unul de aici. Mă, dar nici măcar urmărire, mă. Ah, primul atac l-am avut de la scopă. Ați văzut? Vreau să devin cărcotaș, dar alții au prins, într-adevăr am văzut că au prins. Dar ieri am fost 3 pescari, 4 pescari. Nu a prins niciun. Astăzi se văd că sunt decât eu pe aici pe zonă. Locul ăsta promit. Sau cel puțin așa pare. Nava mare, râu plin cu pești, pentru alții. Nimic voi, fraților, nimic, nici urmărire n-am văzut. Veniți aici, sute de kilometri. Să încercăm acum pe acea zonă, dacă un vierme. Să vedem, poate vrea post.
Dar nu pe pontonul, nu. Vreau să știu ce părere aveți voi despre pescuitul la păstrăv în luna decembrie. Și bineînțeles că la noi în țară este interzis după data de 1 octombrie. Singurul loc unde mai pot pescui este Târnava Mare. Așa că am venit aici pentru două zile să prind păstrăvii care îi visez. Și am avut deocamdată o ratare și o singură urmărire în două zile pe Târnava Mare. Râul care se practică catch and release de ani de zile. Taxa e destul de mare, pot să spun. Acum nu zic eu că sunt cel mai bun pescar, dar nici cel mai slab nu sunt. Și nu pot să spun că n-am întrusa mea de scule năluci. Am încercat și cu ce nu ați visat voi. Și n-am avut nimic. Sunt dezamăgit. Mă așteptam la mai mult. Pentru asta am și venit aici. Am zis să prind și eu un păstrăv mare, să mă bucur, să vă bucurați și voi odată cu mine, dar nu e să fie. Mai insistăm, mai avem. Vreo 3 ore mai stau, după care plec către mașină. Asta e. Hai să vedem. Primul.
Împinge. Scăpă. A scăpat. Unde ești, mă? O să pun punct și celei de-a doua partide. Mi este greu să recunosc și totodată dezamăgitor să vă spun că în două zile pe Târnava Mare, în cea de-a doua zi am avut decât trei urmăriri, doi i-am scăpat lângă Mincioc. În prima zi nu am avut nicio urmărire. Nu știu dacă mitul cu pomul laudat o să-l spun acum, dar poate voi ați reușit. Eu în două zile nu am reușit și am dat cu toate nălucile care le am în trusana. Apa a fost puțin împișcată, a doua zi a fost mai bine decât ieri. Cred că și de asta am și avut acele urmăriri. Pot să spun una peste alta că este un râu catch and release, dar nu se vede peștii care ar trebui să fie pe un râu catch and release. Aici ar trebui să fie densitatea mult mai mare, indiferent. În orice bulboană ar trebui să fie pește, la atâția ani de zile catch and release ar trebui să fie pește. Poate timpul, poate apa, poate nu sunt eu bun pescar, poate mai mulți factori. Cert este că nu o să mai revin pe acest râu, pentru că nu are sens să merg 500-600 de kilometri, să plătesc o taxă de dublu față de un râu. Acum cine a reușit, felicitări și cei care ați mai avut gherle pe acest râu, lăsați un coment. Până una alta, vă doresc multă sănătate. Un an nou fericit, pentru că astăzi este 30 decembrie 2020. Mâine va fi trecerea dintre ani. Vă doresc un an nou fericit, fire întinse și sănătate dumneavoastră și familiilor dumneavoastră. La mulți ani!